Astfel, pentru asigurarea stabilității, neutralității și protecției intereselor naționale ale Republicii Moldova, pentru a contribui la consolidarea societății, care, cu părere de rău, intenționat astăzi este dezbinată doar pentru a obține careva dividende politice, pentru asigurarea irreversibilității cursului european în scopul modernizării țării, pentru continuarea evoluțiilor pozitive și reformelor înaintate de guvern în 2016, pentru a fortifica guvernarea în scopul asigurării unui trai decent cetățenilor și soluționarea problemelor social-economice, fiind în egală măsură adepții ai doctrinei social-democrate, ai solidarității și echității sociale, democrației și statului de drept, modernizării și dezvoltării țării, grupul deputaților din Platforma Social-Democrată pentru Moldova a decis să adere la fracțiunea Partidului Democrat. Sperăm că acest consens parlamentar va contribui la intensificarea eforturilor pentru promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova, a întregului popor și a fiecărui cetățean în parte.